În următoarele minute stăm de vorbă cu Constantin Haisuc, originar din Vorniceni Botoșani, care astăzi trăiește în Dorohoi. Despre domnia sa vă putem dezvălui că, deși este licențiat în drept, nu a putut să se desprindă de viața satului său, viață care și-a pus amprenta definitivă asupra și. Crescut și educat de mic într-o familie sănătoasă din toate punctele de vedere, domnia sa este un veritabil creator de artă populară, pasionat de folclor, de creșterea oilor, de șezători, jocuri populare, fiind participant activ alături de soția sa în ansamblul folcloric Cordăreanca, pasionat de datini și obiceiuri, într-un cuvânt de tot ce este demn și frumos. Constantin Haisuc, îndrăgostit încă de copilărie, de oierit, după cum spuneam, a dedicat acestei ocupații un interesant volum. Volum intitulat Oieritul din satul Vorniceni, apărut în anul 2014 la editura Agata din Botoșani, scris în memoria tatălui domniei sale, care, la rândul său, a fost un adevărat păstor din Vorniceni Botoșani. Această lucrare își face loc în lista oamenilor de patrimoniu ai Plaiului Nordului Moldav. Cartea vine să umple încă un gol în cunoașterea vieții unui păstor alături de turma sa, cu bucuriile, împlinirile sau neîmplinirile și necazurile sale. El își alină durerile doinind, cântând din fluier, sculptând bățul în care se sprijină orice cioban, alcătuind doine de jale și de dor. Cartea, Oieritul din satul Vorniceni, reprezintă o descriere a oieritului din această parte a Moldovei ca pe o necesitate a supraviețuirii locuitorilor de pe aceste meleaguri de-a lungul veacurilor. Autorul a surprins în această carte esența acestei îndeletniciri de pe vremea strămoșilor daci, accentuând comuniunea dintre om și natură, creionând astfel sensibilitatea firii umane care, mereu, a dat dovadă de profunzime, de trăire și, mai presus de toate, de iubire. Ce este foarte important și care este elementul de noutate? Tocmai faptul că prin această carte ne prezintă obiceiurile strămoșești privind păstoritul oilor. Utilizând motivele și temele specifice acestui univers ancestral, domnul Haisuc, fiind și un culegător de tradiții și obiceiuri strămoșești, rămase în umbră în ultima vreme. Vom întâlni pe parcursul lecturii date importante despre păstorit, despre programul anului pastoral, despre importanța obiectelor specifice stânii, iar pentru gospodine, pagini importante despre arta culinară tradițională, de exemplu, gătitul melului de Paști, dar departe de mine gândul de a produce sminteală, pentru că suntem în postul Paștilor și ne luăm gândul de la fripturi. Dar promitem că vom reveni în emisiune cu domnia sa și înainte de sărbători vom dezvălui din aceste secrete culinare, așadar țineți aproape. Tot aici, în această carte, scriitorul ne descrie și unele jocuri tradiționale pentru copii, într-un limbaj de regionalisme care conferă lucrării arta povestirii, evidențiind realismul și autenticitatea trăirilor. Ne vorbește despre acest proiect al domniei sale, iar din cadrul lui ne punctează, prin cuvânt, câteva secvențe din copilăria domniei sale, copilărie petrecută în universul stânii. Deci, să-l ascultăm. Oieritul din satul Vorniceni, un proiect interesant pe care l-ați trăit și totodată l-ați și prins în paginile acestei cărți. Oferiți-ne o scurtă introducere până a intra în subiectul principal al dialogului. Da, mulțumesc frumos că mi-ați călcat pragul și salut toți ascultătorii noștri, în special toți vornicinenii, oriunde s-ar afla ei. Cred că la vremea respectivă, la numărul de oi al satului Vorniceni era în jur de 13.000 și vreo 55 de stâni cu 55 de ciobani sau responsabil de stână, era necesar să punem pe, să așternem pe hârtie toată ocupația asta atât de frumoasă care vine de peste sute de ani și nu numai la Vorniceni, poate în toată Moldova lui Ștefan, ocupația de bază a fost creșterea animalelor și agricultura. Tatăl meu, fiind din tată în fiu cioban, crescător de oi, vine de peste Prut, din Basarabia, străbunicul meu, oieri avuți, avuți înseamnă peste câteva sute de oi, Astrahan, caracolul, așa. Eu, la rândul meu, născut în familie de oieri,
am încercat să duc această ocupație mai departe. Cum? Am preluat de la tata cât a fost în viață stâna și trebuia să îmbin și plăcutul cu utilul și să-mi asigur și viitorul totodată. M-am despărțit cu durere în suflet de stână, de creșterea oilor și am plecat la școală. Însă i-am promis tatei că voi face și eu la fel de mult pentru acest animal, oaia, și voi scrie o carte despre el. I-am dedicat acestui animal, oaia, un adevărat volum, să spun. În care ați pus foarte mult suflet, am putut constata treaba aceasta. Ați prins și câteva întâmplări din copilărie. Bineînțeles că dumneavoastră ați prins copilăria la stână și profund emoționat am fost și eu când am citit câteva crâmpeie de din ce a trăit dumneavoastră atunci. Să începem cu partea plăcută. Ați făcut și câteva năzbâtii pe când erați... Mari, mari năzbâtii. Noi copiii eram strungare. Strungare, copiii care dau la strungă oile. Era un program bine stabilit. Dimineața la 4:30 ne trezea părinții, dădeam în strungă. La amiază, când băgam, spunea părinții, după ceasul rusesc, eram când se schimba ora, la 1 băgam la strungă. Noi dădeam în strungă copiii. După care... Părinții mâncam, strângea cașul, tot ce era, măturam târla și plecam cu cârlanii și sterpele. Era cârd separat. Dar noi mai lăsam în curțare. Curțare era un 10% din bucata de pășune care o țineai la zile negre, la ploaie, la secetă. Noi dădeam cârlanii în curțare, ne adunam câte 4-5 tăurași flăcăoași la stână și năzbâtii. Care mai din care năstrușnice, vă spun numai așa în mare, la stâna vecină de lângă tata, trăgea un bătrânel caro cu boi și noi, hai să-l urcăm pe un deal, eram vreo 7 zdrahoni copilași, am urcat în car, am culcat proțapul în căruță cu tocul, în car cu tocul jug, ne-a urcat toți și am dat drumul la vale. Când a ajuns în șanțul asfaltului, s-a proptit cu proțapul acolo, s-a învârtit prin aer, două roți au scăpat sănătoase, alea de deasupra s-au desfăcut în totalitate. Peste iazul unde se afla stâna, mama mea, împreună cu vreo 45-50 de femei, lucrau la grădină. În momentul când noi am plecat cu carul la vale și făcea gălăgii, toate femeile s-au oprit și mama o vedeam cu mâna la batic, sus, jos, sus, jos, parcă era la aterizare de avioane, circula... la aterizare. Uite, drăgușorul, ce-ți face la stână acolo. Uite ce face acolo. Și nu zic că și cel cu carul era la vreo 4-5 cârduri de oi de tata. Scandalul de pe lume înjura de acolo tata, mama din partea slantă. Bineînțeles, seara la lumina felinarului am avut un proces cu proprietarul carului. M-a fugărit prin strungă pe acolo, n-a putut să mă prindă. Carul era al lui moșul Gheorghe Vară din Vorniceni, dar era un om de curte la moșul Nică Barbacaru, bârduhosul noi spuneam. Și îmi spunea, nu vă spun câte biserici mi-a dat și cruci, cred că n-avea cimitirul din Vorniceni, câte cruci mi-a dat el atunci. Dar a urmat și m-a prins într-o zi. Radio Iași, mereu alături de tine. Dar fiindcă ați amintit de burduhosul, da? Da, moșunică, Barbacaru. Avea stâna lângă... Lângă tata. Stâna tatălui dumneavoastră, lângă da. Stâna dumneavoastră, exact. Da? Exact. Și mai avea și câțiva berbeci... Care îi lăsa priponiți și erau legați la stână ca să nu se amestece între voi și noi îi lăsam cărlani și mânca toată mâncarea din troacele lui. Și îmi spunea, fenesel. Fiindcă berbecii aveau o mâncare specială. Exact, morcov... urluială, șirot, punea soia, grăunțe și noi am lăsat cârlane peste și bineînțeles că oamenii vedeau și străga, uite dracul lui Tanasă, uite ce face, bagă cârlane peste așa. Și până într-o zi, nu știa cum să mă prindă și mi-a spus, tata tot îmi spunea, mă, stai liniștit că o să te prindă să dacă nu te căpăcească, nu are cum să mă prindă. Și m-a înșelat într-o zi, mi-a zis, vină repede să-ți dau un bilețel să-i duci lui tatu. Și când m-am dus la el, m-a prins. Bine, cu haraplin n-a putut să mi-l aplice, că eram foarte aproape, dacă m-am îndepărtat, a pocnit pe mine, am ținut minte toată viața. I-am purtat un respect într-adevăr. Era unul dintre ciobanii de frunte al satului. L-am respectat și l-am iubit poate toată viața că am avut ceva de învățat de la ei.
Mai mult și el a ținut la dumneavoastră, chiar dacă... Absolut, după ani de zile m-am întâlnit, am venit militar și l-am îmbrățișat și mi-a dat ochii în lacrimi când mi-am adus aminte câte boacne am făcut și îmi spunea, măi, ai fost un drăgușor, dar tare cu minte te-ai făcut și mă mândresc cu tine că am pus și eu la educația ta un haraplic pe spate. Da, păi e dor de aceste momente? Zilnic, am momente când sunt foarte obosit și cu probleme, mai ales că lucrez în administrație. Acum îmi vine să iau câmpul cu bățul subțioară și harabnicul pe umăr să mă duc la stână. Constantin Haisuc, acum, în prag de primăvară, în următorul episod audio pe care îl difuzăm, ne spune care este situația cu pășunatul în această perioadă, dar și în lunile care urmează. Apa, dragi ascultători, ploaia, de fapt, este foarte importantă pentru că ea nu este nici distrugătoare ca la Bacovia, nici nu completează cadrul idilic ca la Eminescu, ci ea. Ploaia, acum, la început de primăvară, reprezintă o necesitate pentru bunul mers al vieții, pentru că ea ne scrie și rescrie traiul până la anul. A bătut primăvara la ușile gospodăriei noastre și știm că pășunatul în această perioadă de reînviere a naturii e aparte, e și ușor, dar e și greu. Este într-adevăr că primăvara avem fătatul oilor, avem tineretul de o zi, două, trei. Acasă rămân oile cu miei mici, care au 4-5 zile, merg cu ele la câmp. Mai vin ploile, dar bucuria cea mai mare a ciobanului, să luăm așa munca de anul trecut, o revedem acum prin pelicică, prin miel, prin lapte, prin oile ieșite sănătoase în primăvară. Dacă pleci bine din primăvară, și ai un pășunat, să spunem noi, bun, s-a anunțat un an frumos. Dacă pleci pe secetă și nici animalul nu se dezvoltă, nici mielul nu crește, nici lapte nu ai și nici bani în buzunar până la urmă. Pentru asta muncim. Nici strânsură în toamnă pentru anul și tot așa. Și tot așa se leagă. Iată, apa este ca și hrana, un aliment necesar în păstoritul oilor. Și să ne vorbiți și despre acele momente când, bine, am ieșit cu oile la câmp, acolo, stâna, are o ordine. Ani de zile s-a procedat și în continuare se procedează acolo unde există o administrație și un respect față de munca lor până la urmă. Se adună toți ciobanii, fac bilete, dacă sunt 10 stâni, 15 stâni, le pune în căciulă și în ordinea care tragi biletul, lași hârlețul, bățul, câinele și te duci acasă și îți aduci tot instrumentarul stâniei. Se face moșunjoai între parcele cu hârlețul și amplasarea stâniei se face după niște taine bine stabilite, lăsate de ani de zile. Stimați prieteni, de la microfonul Radio Iași, Dumitru Șerban, realizator al emisiunii Tradiții, emisiune pe care tocmai ați ascultat-o, vă mulțumește pentru atenția acordată. Asupra ultimului subiect al emisiunii, oieritul, revenim într-o viitoare ediție, când vom dezbate mai multe teme și voi reveni cu rețeta minune a gătirii mielului de Paști. Acum, la ceas de seară, îmi au rămas bun de la dumneavoastră și vă las în compania unei melodii populare specifice oieritului, dar nu înainte de a-i dedica domnului Haisuc poezia Ciobănașul de la Vorniceni, scrisă de o scriitoare, prietena a emisiunii noastre, pe care am avut-o invitată săptămâna trecută, Mariana Adăscăliței. O salutăm și pe domnia sa pe această cale, deci Ciobănașul de la Vorniceni, de Mariana Adăscăliței, să fie și pentru toți păstorii. Toți copiii aleargă vara, după gâze, căprioare, numai eu stau singur, singur, păzesc turma de mioare, frate-mi este doar un câine, mă însoțește toată vara, alergăm după oițe de cusori și până seara și când vine zi cu ploaie, e mai greu, dar n-ai ce-i face, e mai lungă parcă ziua, însă ciobănaș îmi place. Câinele mi-i bun tovarăș, doarme pe genunchii mei, îmi aduce înapoi turma, mai aleargă după mine.
ei. Iau cu mine fluierașul și cântoilor de jale, cucul cântă prin poene, mierla cântă prin ponoare, fluier oile și un câine, mi-au fost frați, mi-au fost tovarăși, parcă aș vrea să întorc anii și copil să mai fiu iarăși, să mai dorm noaptea la stână, tata să-mi spună povești, tu te-ai dus copilărie și tu, tată, unde ești? La bună reauzire, Doamne ajută, noapte binecuvântată! Sus în vârful opțiunii, paște oile baghii, baghiaș paște oile, rătu cu florile, baghea cu oile și de păr, tu cu iarbă verde. Hai! Și cu oile păștea și din trânghită cânta, și cu oile păștea și din trânghită cânta. Love.